Pacientul la care s-a depistat prezența bacilului pioceanic, generând un întreg scandal la Spitalul Municipal Carita, s-a decedat seara trecută în urma unui stop cardiorespirator. Dacă bacteria contactată de bătrânul în vârstă de 86 de ani a cauzat decesul acestuia sau i-a agravat problemele de sănătate, nu se va afla niciodată pentru că familia acestuia a refuzat efectuarea necropsiei. Ce s-a întâmplat cu pacientul infectat cu bacilul pioceanic? În cursul zilei de ieri, pacientul a decedat. Familia este cea care a renunțat la efectuarea necropsiei, a dat semnătură în privința acestui lucru, s-a eliberat certificatul constatator de deces și cam așa stau lucrurile. Cu ce diagnostic? Stop cardiorespirator. Este diagnosticul principal. În ultimele săptămâni, bătrânul a fost internat de două ori cu o pauză de zi, între acestea fiind plimbat prin mai multe secții ale spitalului, fără a se afla cu exactitate de unde a contactat bacilul pioceanic, descoperit abia după ce a suferit o intervenție chirurgicală.